Tradițiile și datinile românești au reînviat la Muzeul Municipal din Râmnicu Sărat. Este vorba despre expoziția Iarna pe uliță, datinile satului românesc, unde publicul poate afla cum erau primiți și răsplătiți colindătorii din zona Râmnicului, dar și care era portul popular al urătorilor. În tot acest timp, tradițiile au un loc important în toate activitățile pe care oamenii le desfășoară iar expoziția are menirea de a ne întoarce în timp pe ulița uh, satelor la bunici unde am crescut la bunici sau chiar la părinți unii dintre noi și de a ne trezi acea nostalgie și acel sentiment de bucurie pe care îl trăim când ne întoarcem în copilărie și revedem lucrurile frumoase pe care le-am trăit atunci. Și anul 2019 a fost extrem de bogat pentru Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, care a găzduit numeroase expoziții și ateliere de educație. Donațiile făcute muzeului au îmbogățit zestre artistică a instituției. A fost unul bogat în evenimente specifice pentru Muzeul Municipal Sărat. Am organizat expoziții temporare de artă plastică, istorie, etnografie, am continuat cu exponatul lunii, am avut expoziții itinerante, panotate, ateliere de educație muzeală și am încheiat un proiect european. În acest an, muzeul a încheiat un parteneriat cu parohia Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat. Obiectele de artă sacră au completat de multe ori expozițiile tematice organizate de muzeu. Ei nu receptează, să zicem, valoarea unei icoane ca fiind foarte veche, sau... ci el știe că acolo în icoană există Mântuitorul, ca domnul sau Sfinții și el doar lucrul acesta îl privește. Dar în muzeu, în momentul când noi expunem, atunci omul vine și privește cu alți ochi, atunci cred eu că înțelege și valoarea obiectului respectiv în sine. La Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, anul 2019 s-a încheiat cu o expoziție de artă plastică dedicată Balcicului și lui Octavian Moșescu, precum și cu expoziția dedicată sărbătorilor de iarnă.